Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Prototype 2. Bine, am bun ultima oară când ne-am întâlnit, ne-am mai ocupat noi așa de băiețașii noștri. L-am bătut pe băiețașul Riley, care era cumva cățelul de compania lui Rux, unul dintre generali. Și acum avem și deghizarea cu el, bine. Acum nu mai avem pentru că am consumat-o, că am vrut noi să facem niște upgrade-uri. Dar am zis că o să vrem să ne ocupăm puțin de niște secundare de pe aici, ca să mai obținem niște informații și toate alea, pentru că m-ați mai rugat, deci m-ați efectiv prin comentarii tot văd: Bob, mai fă niște secundare, mai fă niște secundare. Ok, o să facem și secundare, cum să nu? Stați-vă liniștit. Așa că o să ne ocupăm de secundarele, să-ți dăm care treaba. Și o să facem și de alea mai importante care ne duc ceva upgrade-uri. Cum am zis, din ce mi-a spus voi și din ce am observat și eu, nu toate secundarele merită să le facem, de-aia fac așa puțin, dar nu o să mă agip prea tare să le facem pe toate sau chestii genul ăsta, pentru că nu-ți oferă niște upgrade-uri substanțiale încât să zici: băi, vere, da, merită. A, văd, ăsta e aici. Acum are sens. Stai așa. Ia, dă-mă încoace să dăm ce informație avea. Domnul Ben-a meu, ăsta e aici. Has anyone given any thought to what these creatures eat? Tot. They eat people. No. That's just my point. These viral mutates used to be humans, correct? Humans are omnivores. We require the four basic food groups to survive. Yet the virus creatures are living on a completely carnivorous diet. How? I mean, what does the virus do that changes such a basic attribute? You might be overthinking this a bit. Es crește totuși de ce totuși vor să consume alți oameni sau ceva. Asta e interesant totuși, dacă să o luăm așa. Are puțin sens ceea ce întrebare își punea bobița asta meu. Dacă veți mai da și voi un like acolo și ar fi super, super drăguț din partea voastră. Pentru că am văzut că îmi place jocul ăsta și sincer și mie îmi place. Chiar îmi face plăcere să fac clipuri cu jocul. Trebuie să mergem acolo. Deci vor ăștia să elibereze un monstru, să-l pună pe capul oamenilor, să le dea de treabă, cum s-ar zice. Iar o să fie nebunie aici. Sincer, abia aștept luna asta să apară nou Monster Hunter. Știu că poate pe YouTube nu e așa distractiv să postez jocul sau poate nu vă interesează atât de tare, dar hei, am să fac asta pentru că totuși e un joc destul de fain și merită să-l facem pe canal, cause why the fuck not. Ok, ăla sincer nu mă interesează să-l consumăm, așa că mai întâi deblocăm ăstea. Consumăm după, adică chiar nu cred că e ceva wow. Brawler. Ia uite, ăsta are țepe pe el, fii atent, gelule. Nu e o chestie diferită, adică nu e o chestie de ignorat, stai puțin. Consumă pe ăsta ca să ne dea niște abilități în plus, cel mai probabil că o să ne dea iarăși ceva cu rifle. Oh, armor vehicle! Oh, ce faci, neamule? Stai că îmi scapă băieții. Uite, mă, că se duc. Bă, băiatule! Am crezut că nimeresc ceva dacă dau așa, dar n-am ajuns repede după ei. Bro, nu pot să-i ajung, e serios? Sunt așa de rapiz! Alo? Mă scuz? Mă scuz? Dude, încerc să-i ajung, dar cred că trebuie să arunc ceva după ei, deși urăsc să arunc chestii în jocul ăsta, pentru că de obicei le arunci degeaba. Pentru că se duc foarte prost lucrurile în jocul ăsta când le arunc și obțin pe distanțe mari, se duc super, super nașpa. Dude, sincer, așa, doamne, nu nimeream ăsta odată. Gata, mă, a meu ești. Sau nu ești a meu? Acu' ești a meu. Gata, i-am tăiat mânuța. Bă, dar am crezut că am dat shield-ul la timp. Fuck. Dude, serios? Oh, dar sincer, ce e enervant la ăsta acum, comparativ cu primul joc, ești foarte greu din chestia aia lui, din shield mode-ul.
Te amo, nuța. Atât. Da, da, da prea devreme shield-ul. Gata, mă, meu ești. Și l-am consumat și pe ăsta. Mă, ne dă ceva în plus sau tot degeaba? Că exit de alert. Am crezut că ne dă ceva în plus, dar văd că e doar așa de... de dragul de a obține niște XP în plus. Bă, mă, cum am picat. Asta, mi-a zis, când Dumnezeu l-am consumat pe ăsta? Că știam că arăt altfel, dar... păi mi-am dat seama că asta e, că e de acolo. Aaa, știu să mai prindem și ăsta cu suppression-ul ăla. Da, mai avem o leacă de muncă. Bă, măcar am evoluat. Și cum e, de când e mica? Nu știu cum e cu finisher-ul ăla, trebuie să văd exact cum face astea, deci... mount and press finisher. Aaa, deci așa se... vedeți, dacă citești descrierea, știi? Afli chestii, dar dacă nu citești descrierea, nu afli chestii, așa că... după aia te plângi că, oh, că am luat skill-ul ăsta și nu știu la ce e bun. Și apoi lumea în comentarii zice, ei, Bob, de ce nu folosești finisher-ul, că te ajută mai mult? Bobiță, confuz. Ha? Da, e foarte, foarte dubios. Și ce-mi pare rău, că nu prea am cum să refac seriile de Infamous, în special Infamous 2, ar fi fost super grozav să-l putem reface, cel puțin pe Evil Ending, că noi l-am făcut pe Good Ending. Din cauza că e pe PS3 și versiunile de, ce puțin pe PS Now, nu e așa de wow, pentru că pe PS Now Lance Bertram, lucrurile Blackwatch merg APC driver, unor mai nașpa, dacă înțelegi la ce mă refer aici. Știi? Și de-aia nu prea vreau să merg pe PS Now. PS Now nu e chiar o alternativă foarte bună, plus că mai ai delay-uri, mai îți bagă niște tot felul de notificări. Bine, și nici nu prea, nu știu cât de bine merge în România, cel puțin nu știu. Poate varianta asta de PS5 merge mai bine acum, habar n-am. Poate, aș putea să încerc asta, să văd care schema, zicem dacă e ceva de capul lui, dacă nu, nu o să-l refacem. Poate refacem Second Son, că a trecut ceva vreme de când a apărut Second Son și... acum că e și în 60 FPS și toată alea, poate facem seria să arate ceva mai binișor, dacă e să luăm așa. Dar jocuri precum, cred că nouă God of War nu o să fie nevoie să-l refacem, dacă e să mă întrebați pe mine. Pentru că am văzut unii dintre voi, ați mai zis, bă, dar de ce nu vrei să refaci tot God of War-ul cu toate achievement-uri și toate alea? Pentru că am făcut-o recent și nu prea vreau. Ăștia chiar n-au de gând să uit în altă parte, fără mișto. Actually, chiar n-au chef. Gata, ai văzut, trebuia doar să mă duc eu acolo, să iei în spanning și să ne zic casting. Oh my god, ăsta e din Texas, Dallas sau Alabama. Oh my god. Yo, Sarge, wanna know my 4x4? Ok, să ne vedem ce ne băgăm pe offensive. Pe offensive nu cred că am... a avut și tank-ul aici. Scannere? Oh, Fulton e zona. Mi-a zis voi și în comentarii. Era foarte confuz. Și nu zic, nu zic, nu zic, Fulton. Blackwatch tracking me. These bioscanners are going down. Îmi place vocea lui Heller, e foarte, foarte mișto. Nu știu ce, mi se pare mult mai badass Heller decât Mercer. Mercer era foarte dubios pentru că nici nu știai dacă mai e el sau e virusul sau ce mă sau fi, știi, și mereu e foarte confuz la ce Dumnezeu se referea. Știi, pe când Heller e Heller, știi, e mult mai practic decât orice altcineva. Ok, scanner time. Ok, și care-i finisher-ul? Hijack, weaponize, finish. Ok, nice. Dude, încerc să... așa, mă. Dude, asta e super easy. Trebuie să suși cu un devastator. Well, shit, son. Nu facem bonusul.
E mai practic așa, de ce să fac un bonusul ăla care mă costă atâta? E mai simplu. Mako, this is Techno 44. I am on site. Scanner is functional. I'm getting a reading now. Almost. Almost. Stop trying to scan my ass. Ah, ce căsară și chestii. Weaponize. Ia dă tu asta, mă, de aici. E mult mai practic. Ha, mă. Așa. Easy. Nu mai contează. Mamă, omul meu a trecut prin 7 chestii diferite. Shut the fuck up, bro. Gata, am cașit pe ăsta. Acum e momentul să plecăm. No shit, stai că e mai simplu așa. Dude, stai așa un pic. Domnul elicopter, dar nu credeți că sunteți puțin cam enervant? Doar așa, ca și chestie drăguță. Hai că m-am transformat când trebuie. Dude, am sperat că mă transform într-un moment potrivit, dar ghișe, n-am făcut-o. Bro, n-ai țintit ce trebuie, scuză-mă pe mine. Da, și acum o să facem și misiuni de story după asta, că știu că mulți trebuie asta vreți să vedeți și n-o să vă tai... n-o să vă scot asta. Ok, hai. Ah, bine că sunteți voi aici. Nu se putea mai bine. Gata, easy. Evadare cu succes. Ce poți să vrei mai mult? Ok, acum avem și abilitatea asta, offensive 100%. Ce-mi dai? Mutation awarded. Da, astea sunt destul de puține upgrade, adică au un efect destul de micuț, de-aia nu prea mă agit să le iau. Ce avem? Melee expert, rocket arm, ce avem? Strike force. Stronger melee. Increase the range. Bă, stronger melee sună mai bine. 10% eu zic că e decent. Ok, hai să mergem la misiune. Hei, ce ca hai să mergem la misiune? Misiunea meanwhile aici. O să vedem și alea alte cu albastru ce sunt poate la final dacă facem una de aia. Brooks here. Can you send me Dr. Archer's last known location? Archer's gone. She and her team disappeared after Heller killed Koenig's people. Last member of Archer's team to go dark was a Dr. Gutierrez. Oh shit. I'll send you his last known coordinates. Roger that. Man. A maze of blood. Gentech White Light project has been infiltrated by Dr. Infiltrated? What? What the fuck? Da, a transformat de față cu toată lumea, dacă e sau ceva. Looking for someone named Dr. Gutierrez. He used to work for Archer. If I can find him, I can find Archer. Maybe get to the bottom of this white light project. De unde puedo? Watch your back, James. Mercer is still out there. True. I don't think he'll take kindly to your messing with his plans. I'm not afraid of him. True, trebuie să avem totuși grijă și cu Mercer. Adică cu toate că Mercer e Mercer și că toate alea, dar... Toate avem și noi puterile, adică nu prea putem să ne luăm așa. Opa! What's up, boys? Evolved! Oh. O, le infectează rapid. Jesus. Oh, a creat un fel de bombă. Now that right there, that is the shit. Trebuie să-l luăm pe bobiță, da? Shit, where'd he go? Ah, damn. That fucker just did that to distract me. James, did you find Gutierrez? Maybe. I'm chasing another of Mercer's henchmen. Call you back. Ah, come on, Deitcha. I guess I'm going to shield or something, but not prea. Dacă îl prindem cu ăsta aici. Where are you going? Unde? What the fuck, fuge?
unde-i dus bobiță? Ia, vino mă încoace. Ce băgare mă, deci tu și l-a consumat? Ce-a fost asta? Ok. Now you know to take every possible precaution for this one, right? Harry, this message is from Dr. Koenig and Dr. Archer, and you know where it's going. You think I'm going to take a chance on disappointing Alex Mercer? Good. Deliver this to Base Adams. Don't waste any time. La Base Adams ar trebui să fie. Biobomb acquired. Yo, cum facem asta? The fuck? How do we biobomb shit? Was that him? No. But he was taking a message from Dr. Archer to someone at Base Adams. Cred că e tot o chestie de aia când îl prinzi pe unul sau ce-al faci bombă. Da, cel mai probabil. Gen, dai E pe el și pune mâna pe el și îl transformi în bombă sau ce-o mă gândesc. Adică, logica ar fi asta, sincer. Dacă e să mă întreb pe mine, logica așa ar fi, gen cum a funcționat și pentru ăsta. Uite, mă duc la bobița asta meu. Vine aici, jap. Uite-ți biobomb. Hai, pot să plec de aici. Așa e, știi? Mi-a dat tentacul, ia uite-l. A rupt acolo. Ce am o dreptate, mă gândeam eu. Încălzire. Așa e unde Archer's pen pal is hiding. Gotta draw him out somehow. An exploding soldier should do the trick. Oh, oricum te-ai învățat jocul cum se folosește aia. All right. This ain't gonna work if they see me. Dude, m-am speriat că mașina era detector sau ceva. Fără mișto. Floș. Holy Jesus, what the hell was that? Nu știu. James Heller, you'll never find Dr. Archer. That search ends here. Red Crown, this is Rattler 6-1. I have an infected hostile at Base Adams. Defeat? Oh, wait. Sergeant Heller. I got Sergeant James Heller at Base Adams. Wait, cum să bat pe ăsta cu bio grenade? Oh, stai așa puțin. Ouch. I know you're supposed to be impressive, but I don't see it. Sau trebuie să fac un biobomb pe aici, mă gândesc. Oh, fuck you, you piece of shit. A, vino încoace. Nu-i bai. Cum mai intrează bonusurile atât de tare? Dr. Gutierrez, you're sure this effect will propagate? Even a small sample introduced into a larger specimen will facilitate the conversion. Archer simply needs the exact process. It'll really do this thing. What you described, rest assured. Oh, whoops. As soon as he makes the connection, Mercer will control every last drop of white light in existence, right down to the molecular level. Ah, deci vrea să controleze lumea ceva de genul ăsta. Ce, are sens. Deci white light-ul ăla e un fel de vaccin care dacă îl bagă în oameni o să controleze lumea. Cred că de aici le vine ideea oamenilor de acum cu anticovidul ăla. Ce e în spate? Hai așa. Bine, fratele, I'll have Gutierrez in a moment. Be quick, James. If he's on the white light project, he'll probably be defended. Nu e asta problema mea. Dacă se apără sau nu se apără, știi? O, e mai în direcția aia. Și cred că e destul de departe, la fel cum se întorcea... Cum se întorcea unda, cred că e destul de departe, iotel. Și cât defended, dar mă jur dacă se vede ceva defended la el. Cam singur. O, e evolve, stai așa. Eram sigur. Ok, Gutierrez. Prea arată Gutierrez dacă mă întreb pe mine. I've heard so much about you. I wondered if I'd get the pleasure. Yeah, that's great. Tell me where Archer is right fucking now. Not even if you ask politely. Încă unul. Mamă, evoluați peste tot, ești nebun? Așa cred că-s mai degeaba. Hai că pornești și prostia aia.
you can stop me? Try it. Just a few more. Come on. Hold on. Hold on now. Let's be adults about this. Stai. Gata, dă-l încoace. Îmi place că restul mă așteaptă așa frumos să-mi fac animația și cu toate alea e bit. Dr. Archer, has your team accomplished their goal? Implementation is 98% complete, Dr. Mercer. Oh, you're familiar. Virtually every existing store of white light has been treated. Not good enough. I want all of it. You want me to go back? Sir, the risk of exposure is... The risk if you don't go back will be far greater. Yes, sir. Mom. Asta e treaba, domnul Mercer nu prea acceptă treburile. Vrei să spui tu mie că pe tipa aia n-a făcut-o infectată sau ceva? Că era într-un mediu mult prea controlat ca să meargă cu să-i dea infectată. Ia vreau o GGL-ul încoace. L-am dezmembrat pe ăsta. Acum vii și tu încoace. Și vii și tu. Și gata. Oh, car un upgrade dacă dădea sau ceva, dar nu prea dă nimica. Cam sărăcie așa pe upgrade-urile astea din ce văd eu. Father, still no idea where Archer is, but this white light thing sounds like Mercer's fucked with all of it. My god. If we find Archer, maybe we can do something about it. I'll tell Athena to keep looking. Jesus. I'll go back to Rooks. She's bound to turn up. Tu, ce-a fost treaba aia? A dat bomba aia instant acolo. Stai așa că nu e bine, nu stăm prea ok. Întreb ceva să ia asta cu butoaiele, ia să vedem, astea ce sunt. Ah, eventuri and stuff. Nu prea mă interesează eventurile. Eventurile nu sunt cine știe ce, adică să le doar așa de a farma puncte sau alte chestii, dar arăzi nimica, nu-s senzație. Bravo, Bobby. Am sperat că nu mă vede nimeni. Și m-au văzut băieții instant, au reacționat instant. Tot la steluțe sunt diverse upgrade-uri pe care le putem obține. Dar sunt mutați de la mici, adică trebuie să vă așteptăm să prindem iarăși un hive sau ceva prin zonă. De la ar trebui să ne ocupăm. Opa, așa. Ia să ce zice Rux aici. Friday, call off your wild goose chase. The goose turned up. Huh? Archer? Where is she? Squatting in one of the white light depots. Forget about her and get back here. We've got work to do. I'm Oscar Mike. Just out of curiosity, which depot? I'll send you the report. Now move your ass. Roger that. Jesus, nu putea să dea informația aia mai repede. Încă trebuie să vii tu să ia manuală, holy shit. Doamne. N-ar fi vrut să dea informația aia, mă jur. I got Dr. Archer. She's in one of Gentech's white light facilities. I'm on my way to her now. Good. Maybe we'll finally work out what she and Mercer did to the white light. We better. Cum de? Cum de Mercer nu știe de Guerrera și nu se duce să le rezolve? Adică dacă vrea ca James să nu se ocupe de treaba asta, ar putea lejer să-l rezolve pe Father și după aia să-l lase destul de, cum zic, clueless pe ăsta. Dar cred că e ceva genul subconștient uman. Aici știi care e teoria asta, gen subconștient uman vrea să-l las, vrea să-i dea informații lui Mercer să lase pe James în viață încât să, you know, să-l poată să-l înfrângă mai târziu. Dacă în virusul vrea să distrugă tot sau invers, acum depinde, nu mai știu care cum. Pentru că până la urmă tot Mercer a dat drumul la virus peste tot, deci again, nu știu care e situația. Sunt fel și fel de idei care pot fi aplicate aici. Ok, hai să dăm curaj să-l furăm pe ăsta. Mulțumesc. Bad day to work late, asshole. Ok, nu trebuie să fie așa rău, domnule James, puteai să-l lași în pace. Ce te-ai transformat odată când ești deja transformat în el? Access denied. Ok, Athena tapped into the security cameras. I see that. This is good. Real good. That's her, James, in the secure room at the back. Athena says the door is DNA locked to Archer herself. I don't think you can get in there.
Then I'll have to get her out. Stealth bio bomb with toxic gas. If I bust them open, she'll come running. Security teams, this is Dr. Archer. James Heller is in the compound. Unde? Cine? Additional chemical breaches have occurred. Air contamination levels are hazardous. What do you mean? Lethal. Captain, this is Dr. Archer. If those leaks get any worse, the fumes could spread to the whole base. With all due respect, Dr. Shaken Mountain Butt Out, all Viper units relocate to the chem storage and processing bay. Focus on the bastard down. Heller, you moron! These chemicals are highly toxic. You'll kill us all! Nu vrea să vină unul aici. Oh, mulțumesc. Acum a venit unul. Unul aici, vă rog? Oh shit, oh shit. Captain, this is Dr. Archer. You've got to protect that last tank. Hai la mine. La mine. Come on. Hai. Pupui. Hai, coach. Hai la mine. Hai la mine. Come on. Ok, puiule, știi ce? Chiar vrei să o fac eu singur? Ok, știi ce? Iau așa o dată. Scap de voi. Mai e doar unul acolo ăla pe care trebuie să-l evit puțin. Really? Dude, really? Finally. Doctor, I will drag your ass to safety if I have to. Now come on. Oh my god, dead. Vezi dacă încerc să fiu un din ăla cu S? It was a mistake to come here. Aww. Adică, nu mă placi? Că am bătat la drum și tot, nu mă placi? Îmi place că mai e doar un singur papagal. Do, nu cred că sunt mai bun. Sunt mai bun. E o diferență în a crede și în a fi. Dintre, și da, diferența dintre a crede și a fi. Înțelegeți la ce mă refer. Cuvintele nu mă ajută la ora asta. Iar trebuie să folosesc ghearele că sunt mai apreadate în gândesc. Ok, asta are multă viață. What the fuck? Și-a chemat prieteni. You're about to learn your last lesson. The fuck? Mama. E că ghearele sunt mai bune dacă stăm să o luăm așa cum depinde. They're tearing you apart. Mama. Nu știu ce mi-a dat jos shield-ul. Aia zic, dă-mi-l pe ăsta. Știu, dar am nevoie doar de asta să mă heal-ui, stai tu liniștită. What? Uneori mi se pare ca un delay mult prea mare când se hotără să mă atace. Fără mișto, tind să cred că e un delay foarte mare uneori. Oh,
god. Nice. Wait, își mai cheamă prieteni? Surprise, you son of a bitch! Pathetic! You're like a chew toy to them! Wait, a murit? The fuck? A venit aia atunci și mă rup, cred că de-aia. Nu, de ce e așa de mult să stea? Ok, deci Gearless mult mai OP că s-a upgradat. Bine, măcar că avem ce contra la luptă. Surprise, you son of a bitch! Nu, mă bag în textura peretelui. Fără mișto. Taie și mâna l-asta. Rupe-l și pe-asta. Jap. Da, ghearele mi se par mult mai practice, mult mai rapide la atacuri. Și dă și stun mai bine, parcă. Ce obțin până nu upgradez lama. Hai să rupem și pe ăsta. Vin și după tine, domnișoară, stai tu liniștită. Gata, mă. Țapă. Mamă. A nenorocit-o. Jenkins. Is it true? The culture you're injecting into the white light. It was taken from Alex Mercer himself. Indeed. And that's why you were treated with reverence. Or suffer the consequences. Și el își bagă sângele cumva în, antidot. Încă să o trebuiască tot orașul mai ușor. A, da, acum trebuie să chemăm ajutoare, parcă. Lol. Colonel, we've got him trapped. What are your orders? Rupel. Take him down. Hold B. Mamă, vezi, mai ții minte toate chestiile acum. Oh shit, Heller's still alive, and he, it's like he's controlling the infected. What the f... Asta, sincer, chiar nu cred că era nevoie să avem ca și abilitate. Checkmate, this is Catapult 4-1. We are fully engaged with Tango Primary. Over. Roger that, 4-1. Ah, așa direcționez atacul, nice. Hungry little fuckers, ain't you? Dismiss the brawler hold and hold B. Sicko. Ah, se autodistrug pe chestia aia. Oh shit. Fun. Wanted to fetch my slippers. Actually, destul de mișto dacă se întrebe pe mine. Ok, ok. Regret. Regret că am zis că nu cred că era nevoie de așa ceva. Avem nevoie de așa ceva. Ok, padre. Avem o problemă. Că avem treabă, nu o problemă. Oh, iarăși level up. Să băgăm, cred că, ultimul punct în... în ăsta, cum se ia, movement. Nu prea dau atât de des încât să am nevoie de mass, iar shapeshift-ul și shapeshift-ul ar fi bun. O să băgăm ceva probabil în movement, ca să fim 100% sprint și 100% tot. Did you find what you needed? Yep. Not really. No. Mercer's poisoned white light with some kind of blood culture. His blood culture. That's all I've got. That's not good. I'll get Athena to find the location of every white light depot in the city.
Totuși, cine e Athena asta? Adică singura care s-ar potrivi cu chestia asta, mă gândesc că ar trebui să fie gen sorsa lui Mercer. Probabil știți. Aia mă gândesc că ar fi o chestie. Stai așa. Avem pe cineva care are niște abilități fantastice. Și e o creatură. Scuză-mă pe mine. Fiind o creatură, vă dați seama că nu pot să spun nu. Mai ales că poate să fie gen llama upgrade sau ceva mai practic. Aia zic. Yoink. Tendrils? Cred că e tendrils. Firebomb. Yo, what the fuck, firebomb. Asta e că vine și strike team-ul. Nu se putea altceva. Ok, boys. Ușurel, nu vă agitați atâta. Switch. Am scăpat. Easy fix, boys. Am evadat, lejer. Ia, nu sunt aici, nu știu ce căutați. Nu se putea să nu distrugi ceva. Sincer, elicopterele nu puteau să nu distrugă ceva. Fără mișto. Da, oameni buni, noi suntem prima aici cu acest video din Prototype 2. Sper totuși că v-a plăcut. Iar dacă v-a plăcut, știți foarte bine ce aveți să comentați. Lasă like, subscribe, share și comment. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!